ne-am oprit mai întâi pe strada principală. Tanti, ce faceți? Bine, dragă, stau aici și aștept tractorul. Da, al dumneavoastră era tractorul. Dumneavoastră nu, a spus, nu, nu. Vecinul. Am o prietenă de 95 ani și nu-mi dă nimeni un 5 bani. Da. Tanti Maria își făcea niște socoteli cu pământul. Am 65 arători, dar cu casă cu tătii 95 de ani. 95 de ani, dar 65 de pământ pe care lucrați. Da, da, da. Lucrați, dar ce puneți pe el, porumb? Porumb, ovăz, ors, grâu, ce putem. Pe ce să fac? Și cu producția la toamnă ce faceți? Numai pentru dumneavoastră în casă? Doamne, pentru niște găini. Da? Dar ce să fac? Că nu poți, că mă dor picioarele și pe mine și nu poți umbla. Pe copilul de săpat cine să? Poftim? De săpat cum faceți? Păi nu, că erbicidăm. Erbicidați, atunci nu mai aveți. Nu mai avem treabă numai cu zarzavaturile. Aha. A spus zarzavaturi, a spus straturi. Nu încă. Nu încă? Până discuiește. Aha. Pe sâmbătă că discuiește și îmi pun cartofi și ce-mi trebuie, zarzavaturi. Aha. Trebuie să le plătiți. Nu, bine, sigur. Cât costă? Cât vă e la... Da, păi arată numai 3 milioane jumate în banii vechi. 2 milioane discuitul și plus, na bine, sămânțul și tot ce trebuie. Sigur. Mai e om împrumut, mai nu știu ce, când face cu gloria, dă înapoi. Și, da. Greu, foarte greu pentru... Mai rămâne un pic din pensia polună. Am făcut aici asociație. Da. Și-o făcut și mai bine. Că dacă s-o făcut, atunci tot, mai dă ceva bani, bucate la om, na, pe am ce să fac. Dar n-ați dat pământul în asociație? Am dat pe deal și ce-am avut, l-am dat. Că nu pot, că o grămadă de pustie acolo, de o grămadă de ai, de la Revoluție de pustie. Ce-i pânșoi mei împânsat? Da, lume puțină? Bătrâni, tineri puțini. Uh-huh. Puțini. Ce să faci? Școală mai este? Nu. Nu mai este. Numai Voltureni. Uh-huh. Aia e comuna și e Voltureni. Da, copii sunt care merg acolo la școală. Sunt, îi duce microbusul. Da? Microbusul, cu școală, cu grădiniță, cu tot. Da. Pensia va ajunge să vă plătiți arătura? Pensia, știi ce, domnule, am lucrat la Clujana, 8 milioane, am 800. Uh-huh. No, apetă le împincă până cum s-a mai ridicat pensia, că n-am avut puțină pensie, am avut. No, mă folosă și de atâta, că dacă sunt o femeie singură, fac cum pot. Să nu las putigă grădina. Ce să fac? No. Pământ mult aici, pământ și bun. Și rușine, nu, la aici, la strada principală, să nu o lucri, să o las. Nu, păi... Așa-i. Ești orășeni foarte greu, vin la țara pe... Să duc seara ca morți. Că aici ai de lucru. Aici e lucru, sigur e de lucru. Dar pe ce se facă, nu, că eu și eu singura, păi... Vă mulțumesc frumos. Mi-i băga pe internet să mă vadă copiii în Spania. Nu, foarte bine. Aveți și acolo copiii în Spania. Ce ai pus la televizor? Aveți copii și în Spania? Da, doi băieți. Doi băieți. Da, lucrează acolo, s-au stabilit acolo sau mai vin? Da. Păi nu vreau să fie, că au de lucru și s-au angajat și nu. Admirăm casa veche cu târnați, după care mergem în urma unui tractor care era adus în curte. Discuitul programat era aproape compromis. Ce s-a întâmplat cu tractorul? S-a întâmplat nimic, am vrut să întorcem în drum și m-am putut încadra ca lumea și s-a forțat... Proțapul e la disc. Proțapul de la disc. Și acum trebuie sudat. Trebuie sudat, că mai fost sudat și la sudură s-o... Aha. Nu trebuie cumpărat unul nou. Ar trebui, dar păi... Dar unde vă duceați cu tractorul? La discuit să putem semăna. Că avem de semănat ovăz, orz. Uh-huh. Pe pământul dumneavoastră? Pe pământul nostru. Uh-huh. Aveți mult pământ? Bugat? Bugat. Bugat când se vă chinuie toată primăvara, toamna... Când se chinuie, că într-o bună zi ne lăsăm de el. Ai ce? Nu faceți nimic cu el? N-ai un el dat la... Uh-huh. Ce să faci cu producția? Nu mâncă șoreci și... Numai pentru dumneavoastră aici, găini, pentru porci? Avem găini, porci, animale... Pe când ce puneți? De toate? De toate, porumb, grâu, avem sămânat. Uh-huh. Animale... Animale, avem acolo porci dincolo și găini și am avut o vacă și... Da. În rest, ce fac oamenii în șoimeni? Munce să chinuie cu agricultura asta. Mai fac agricultură? Sunt care cultivă? Mai, că la aici sunt foarte multe tractoare la noi și pe omul... Dar așa pe suprafețe mici, nu pe suprafețe mari? Păi au fiecare, la...
un hectar, două. Și tot pentru ei, tot nu pentru... ei, tot pentru ei, nu de... că n-au ce faci, unde să meargă, că nu mai sunt târguri, nu mai sunt unde să-l dai. Fermieri nu sunt în sat. Fermieri nu sunt. Ce s-a întâmplat? Vi s-au încurcat lucrurile pe astăzi? S-au încurcat astăzi, nu mai putem face ce-am și-o trebuit. Da, păi rezolvă, domnul, cu... A, păi a rezolvat, dar mai târziu. Unde vă v-ați pornit să vă duceți? Pe pământul noastră acolo? Acolo, la noi, dar... Aveți mult acolo? Avem mai multe locuri. Și nu vă lăsați de pământ, trebuie să-l faceți. Păi nu ne lăsăm. De aceea ne l-au dat aici. Să lucrați, mă, că e greu acum. Da, păi, cum e greu, nu să lucrăm. Ce puneți acolo pe câmp? Vărs, o vărs. Un pic mai încolo, domnul David lucra împreună cu o echipă de zidari la exteriorul unei case frumoase, cu etaj. Construim pentru cei ce vor urma după noi. Da, sunteți localnic de aici, da, din Șoimeni? Da, aici m-am născut, da, în Șoimeni. Am seamă și în Cluj, am locuință, însă pe timp de vară suntem aici. Din aprilie și până în noiembrie stăm aici. Noi am vrut să facem deasupra, să o masardăm. Da. Și copiii nu au fost de acolo, că să facem casă nouă. Și am făcut-o. Apă avem și acum ne-o tras apă de, deci, de la comună. Și aici avem livadă, grădină, deci au toate posibilitățile le-am creat ca să aibă. Noastră v-ați pensionat? Da, pensionat. Și eu și soția. Ați venit aici, iarba... Am venit aici. În curte, frumos. Da, curat. Șura, șura, din piatră. Din piatră, cu boiată, cu tot. Acolo, da, le-am ne pentru alți ani la iarnă și plus că am aici în șură și în jumate poiata. La copii, la nepoți le-ați făcut și un părculeț? Un părculeț aici, să aibă cu ce să se joace. Când vin hintă, acum vreți să le aduc acolo în față piscină, dacă ne bagă apa, că numai să o lege, să-i dea drumul, și atunci le fac și piscină. Vara suntem mai mulți, ai vecinul din față și vecinul ăsta din jos de drum, dar iarna se duc în Cluj. Și apoi, n-ai cu cine schimba o vorbă, să stai toată ziua în casă, e plictisitor. Așa, vara, primăvara, grădina e mare cu pomi, și arabiră până de la casa și până la casa atâta. Și straturi acolo, da, a spus deja, usturoi, ceapă. Am ceapă, usturoi, spanac, ridiți. Aici avem căpșuni, din sus de foișor. Pământ pe câmp mai aveți? Da. Am îi dat în asociație și am dat la apia. Eu sunt bolnav cu inima, cu motorul, soția și de aceea, suntem bătrâni de aceea, de la 65-67 de aceea te duci, nu te duci în sus, tot în jos. Urcăm și în satul vechi, în vatra satului, acolo unde aproape toate casele sunt construite din piatra care a fost cândva exploatată sus, pe deal. Domnul Șoni lucra la un mic gărduleț. De la vârstă de 12 ani lucrez ca constructor. Și încă mai, și acum mai, cât pot. Lucrul este destul. La vârsta mea am de lucru dacă, până când mor, nu? Mulți au zis, domnul Șoni zice, dacă și muriți, mânurile lăsați afară, să lucre mai departe. Deasupra satului se înalță câteva culmi piramidale. Mergem pe o uliță în sus, ne apropiem de ele, după care domnul Răchită, care tocmai se apuca de arat un pământ, ne lămurește. Primul, care are o formă alungită, îi se spune cetatea Chiti și îi se spune cetate pentru că în partea de sus, dacă ați fi ajuns, ați fi putut vedea tranșeile făcute de soldați pentru aplicații, inclusiv sub pe piatră. De aia îi spune la ulița respectivă sub piatră. Sus idealul cel mare cu piatră de carieră care pe vremuri se scotea să construi case în sat. Acum nu mai se exploatează piatra respectivă, băile de piatră și oamenii respectivi sunt de mult duși la cele veșnice și au rămas doar câteva case. Sus acolo erau 8 case, acum mai sunt 2. Și în rest e un sat frumos și un sat care atrage, mai ales pentru cei care s-au născut aici și fiecare deal de acolo pe care îl vedeți dumneavoastră spune o amintire. Dealul Băbanului, bătut cu piciorul. Piramida aceea, dealul Băbanului, aveam un derdeluș de nisip pe care inclusiv cu covata de pâine
ne-am dat și bunica era disperată pentru că era destul de nouă covata. Am făcut multe peripeții, multe năzbâtii și inclusiv dacă veți merge pe următoarea uliță, veți găsi cripta, unde evreii au avut cimitirul și o capela lor, o criptă ce era acolo. Și când eram copii se spunea acolo este aur. Și am săpat cu tot felul de obiecte să găsim aur. N-am găsit niciodată. Dar astea sunt peripețiile copilăriei și frumusețile ei. Dacă... Să știți că la Șoimeni, pe lângă celelalte sate din care aparțin comunei Vultureni, nu pentru că sunt din Șoimeni, ci pentru că așa este realitatea, oamenii sunt foarte, foarte altruiști. Și se ajută foarte mult unii pe alții. Deci există o comunitate de oameni foarte de treabă, există oameni care știu să te ajute atunci când ai nevoie. Păcat că oamenii respectivi dispar sau pleacă de aici și cei care rămân sau vin și cumpără case aici nu mai sunt aceiași oameni. Domnul Nicolae Răchită s-a născut în Șoimeni, iar în concediu se întoarce de fiecare dată în sat. Am cultivat anul trecut zmeură pe 1000 de metri pătrați și anul acesta am mai extins cu 500 de metri pătrați, zmeură cultură intensivă, și pe lângă asta utilajele pe care le-am le mai folosesc și la prestări servicii, la cunoștință și la prieteni. Și cu zmeură a reușit să faceți ceva? Este doar începutul, dar să știți că în primul an din 200 de fire de zmeură am avut undeva la 80 de kilograme de zmeură. Ați reușit să o vindeți? Am preparat-o și am făcut-o sirop și dulceață și am reușit să o vând toată până în ianuarie. Chiar ianuarie am sistat, n-am mai avut ce să vând. Adică asta e bine, înseamnă că mergeți mai departe, extindeți așa cum a spus cu producția de zmeură. Da, mă gândesc să mă extind pentru că până la urmă, până la vârsta de 24 de ani am crescut aici. Apoi m-am căsătorit, am stat la oraș o vreme, după aceea am ajuns la Florești și totuși rădăcinile mele sunt la Șoimeni și mi-aș dori ca într-o zi să ajung la Șoimeni din nou, într-o căsuță mică și cochetă. Ce era aici când erați dumneavoastră copil? Deci când eram eu copil, în localitatea Șoimeni sunt 340 de fumuri erau atunci. Eram undeva la școală 160 de copii. În 8 clase, era 8 clase, până când eu am ajuns în clasa 7-a, când am fost transferat toți în comună la Vultureni. Deci era ciclu primar și gimnazial aici. Erau toate casele locuite și exodul a început undeva în anii 86-87, când eu am plecat la liceu la Cluj, să plece lumea spre Cluj. Aici suntem în vatra satului, practic. Aici suntem în vatra satului, chiar e centrul satului, lângă noi avem magazinul și biserica și satul e împărțit undeva, n-aș putea să spun, spre partea de vest, sunt mai puține case decât jos la șosea, dacă ați observat, și pe celelalte uliți. În general au rămas oameni bătrâni, puțini copii și, așa cum spune dumneavoastră, nu întrevede lumea un viitor în agricultură, deși din agricultură mâncăm. Pentru că nu suntem sprijiniți. Așa e. N-aș vrea să fiu foarte critic, dar să știți că băiatul meu cel mare, care are 22 de ani acum, a încercat cel puțin de două ori să obțină fonduri europene, să facem, să facem cultură de lavandă în primă fază. Și răspunsul pe care l-am primit de la GAL a fost: aveți nevoie de 4 hectare de lavandă ca să fiți eligibil. Ceea ce înființarea unui hectar de lavandă e undeva la 4.000-4.300 de euro. Și mult. Am renunțat la idee. Dar ca să ne recreăm, facem agricultura. Pornim și spre ceea ce a fost cândva cripta evreiască, dar în drum ne întâlnim cu o altă tanti Maria, care întindea pe o soară câteva haine proaspăt spălate. Da, păi, am găsit o piatră, acolo, dar nu scrie românește pe ea. Uh-huh. Da. Ce-o acolo? Da, deci putem ajunge acolo. Puteți, puteți. Iar și pe ea se cărare, pe la... Pateri pe la casa asta dincolo și lasă vede. Da? Dar noastră ce făceați? Întindeați haine? Am spălat hainele. Așa cu mâna? Da, cu mâna, că am apă în casă, dar mi s-o treca hidroporul și nu. Da. Unde? Aici locuiți, nu? Sau? Nu, ca ce în casa asta locuiesc. În casa v-ați făcut casă nouă? Da, a făcut coptilul, dar nu e acasă. Dar înainte unde a stat? Ați stătați în ocoloa asta.
dar avem casă veche și s-o crepat atât și s-a încordat, s-a încordat deja. La cripta evrească ajungem cu greu, pe o culme pe care o cucerim strecurându-ne printre spini, tufișuri, răchiți și copăcei uscați. Din păcate, tot ce a mai rămas acolo este doar un zid de piatră albit de vreme. Ne întoarcem pe strada pietruită și schimbăm două vorbe cu un sătean care mergea grăbit în fața unei mici turme de oi. Bună ziua! Unde le duceți? La turmă, la turmă, la turmă. Ale dumneavoastră? Da, da. Berbeci, oi? Oi, 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 numai miori și miei. Ce nu mai cunosc eu, au corne, nu sunt berbeci. Nu, nu, nu sunt, nu sunt berbeci. Dar unde-i turma? La ieșire din sat aici. Pe... Da? Câte Dimash. Aveți aici? Păi aici n-am numai 13, mai am 3 acasă și da? Că le-a trebuie să fete, încă n-o fătat și de-aia. Și ce faceți cu laptele, cu... Păi pentru familie, pentru familie, pentru familie, familie, rest, da. Da. Pentru pământul familie, lucrați? Da, cum să nu lucrăm, da? Terenul lucrăm, sigur că da, lucrăm pământ, avem bivoliță, vaci, da, da. Da. Și, dar numai pentru familie, nu reușiți să-l vindeți nicăieri, laptele? Ei, nu, acum laptele mai la vecini care nu au, că ne mai ajută la lucrările agricole, la treburile, mai dăm câte un litru de lapte. Început munca din plin acum? Da, s-a început. Da. Am semănat orz, ovăz, am semănat până în prezent. Acum așteptăm să facem semănăturile din epoca a doua. Da. Mai încolo, pe o bancă, la soare, două femei desfăceau fasole. Sărămâna, ce faceți? Facem fasole. Eu venit vremea, au stat până am un pod, unde a ținut-o? În garaj. Garaj? Mm. Înainte da, da. Unde să ținea, în șură? Mai înainte să ținea în pod. În pod să ținea, da. Bine știi, bine. Știi, dumneata, că ești în iată ești de la. Băiată, că știi că atunci majoritatea lucrurilor le țineam în pod. Am mai făcut alte anexe și nu le mai suim, că nu cine să sui să le coboie. Din pod, că suntem bătrâni. Da, dumneavoastră, de la radio? De la Radio Cluj am venit să vedem cum trăiește lumea la Șoimuș. Păi trăiește, cum pot? Întotdeauna mai bine, întotdeauna mai nebine. Dar de ce? Nu, păi domnule, mai suntem și bolnavi. Da, nu arătați. Eu știi de câtă vreme zbeteagă de gripă? Păi, nu cred că nu, așa e și de 2 săptămâni, mai mult. Gripă? Da. Da, ați luat ceva, medicamente? Am luat ampicilin, am eu injecții. Îmi fac injecții, asta e a treia zi când îi pat. Mă înainte trebuie să vă treacă. A stat la pat? N-a stat în pat. N-ați lăsat lucru, tot de lucru v-ați ocupat. Nu-i voie. Dacă te dai la pat, domnule, în pat stai. Că nu te mai... Patul te trage. Stai acolo, dar dacă te scolci, nu te mai înviorezi aici. Și noi ce să facem dacă ne îmbolnăvim, să nu stăm la pat? Da, nu, să nu stați. Nu stați la pat, că patul nu-i bun. Ați avut pat. Multe fasole. Așa, suficientă cât să ajungă și nu la copii și nouă. Pământul mai lucrați? Ce fac? Păi mai lucrăm, mai am dat și în asociație. Și... S-a făcut asociație din anul trecut aici. Mai lucrăm, că te-o țără. Nu mult. Bai că nu putem. Am lucrat cu gă, domnule. Unde ați lucrat? În CAP. În CAP, de acolo avem pensie, 450. De acolo am lucrat în CAP. Și dumneavoastră, tot la CAP? Tot. Și tot așa pensie mare aveți? Da, avem. Mai mică pensie, dar nu, suficient. Nu trebuie că mai înainte ziceam că dacă n-am avea pensia, ce-am face? N-am putea să merg de acicole. De la CAP numai atâta să dă. 31 de ani lucra la CAP. Dar ne pare bine? Că înainte cum o trăit oamenii fără pensie? Greu. Pe vremuri ce era aici în sat, în Șoimuș? Când erați noastră tinere? Da. Păi ce era? Era atunci, era tineret mult. Atunci să făce joc, să făceau, erau mai multe, dar nu sunt tineri. Da. Unde s-a adunat lumea? Unde s-a adunat oamenii? În șură, la oameni. În șură, la oameni. Că sigur, în șură, jucau tinerețele atunci, erau mulți. Da? După ce ieșeau de la biserică... Erau la joc. Peste drum, domnul Chiș lucra cu hârlețul în grădină.
Aici punem și ceapă, cartofi, varză, treburi din astea. Grădina din spatele casei, aveți și pământ pe deal? Pe... Acolo e grădină cu pomi și aici e arătoare așa. Am un căluț, animale n-am, numai oi am, dar la hotar, la o nepoți am ceva. Nici nu le-am adus acasă, că acolo asta, e asta iarna. Numai, nu. Am avut și bibo, și bar, și de toate până pe tânăr. Acum, așa încet, tete, îmbarcă. Deci am lucrat în zootehnie, 25 de ani la zootehnie, în Ceaușescu. Și pe urmă, când s-a stricat, m-a dus la Cluj, la fabrica de mobilă, la jucării. Acum, nu-i rău, că am 8 milioane, pensie, aici am bani de nimic, am masă lucruri. Asta așa, aici la noi. Așa e în România. Să lucre mult și să-și dea puțin. Îl cunoaștem și pe cel mai vârstnic locuitor din Șoimeni, domnul Ion Tarcea, care se apropie de 90 de ani. Care-i secretul să ajungem și noi pe la 88 de ani? N-am fumat, am fumat căzan, te-a băia omul ăla. M-a văzut, mi-a bat. Să-mi arde sufletul. Pune apă în el dacă nu-i, nu? Dar pe mine nu au venit de ani de zile, de la 17 ani am început, că tatăl a lucrat. Nu numai așa. De ori pe cine? Eu n-am stat, am lucrat din toate direcțiile și am ajutat pe care oamenii. Părăsim satul Șoimeni cu un sentiment de prea plin, oameni vrednici, deschiși, case vechi, cu zidurile din piatră, dar și case noi, adevărate vile, care stau cu minți și își așteaptă stăpânii.